Un șofer de 23 de ani care venea dinspre Vernești a vrut să intre în stația Peco să-și alimenteze mașina, dar nu s-a asigurat și a fost lovit în plin de un autoturism de teren. Șoferul bolidului Audi Q7 spune că a realizat târziu ce intenție a avut tânărul și nu a mai putut evita impactul. Ambele mașini au fost aruncate în stația Peco din apropiere. Ora a ieșit de aici, ora a venit și mi-a tăiat, pur și simplu mi-a tăiat calea. În scurt, dă-i pe flash-ul, dă-i cu semnare sonore și degeaba. Ați încercat să frânați? Am încercat, se vede și frână. Dar, deci, am văzut că plecă are puțină experiență cu copilul, că e micuț de vârstă și... A zis că nu m-a văzut, că el a ieșit din mașină și nu m-a văzut, domnul. Noi eram în pompă, alimentam mașina. Probabil că băiatul a vrut să facă stânga, să vină să ia benzină și celălalt a venit, probabil, cu viteză și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. N-am remarcat dacă avea să, că noi în momentul când eram cu spatele, am văzut, am auzit bușitura, credeam că vine spre noi și acum îmi pare foarte rău de bunicul că a murit. La volanul Daciei se afla un tânăr de 23 de ani din Buzău, iar alături de el erau mama și bunicul său. În urma impactului, bătrânul a decedat pe loc, iar ceilalți doi au fost transportați de urgență la spital pentru a primi îngrijiri medicale. A fost solicitat pentru a interveni la un accident rutier, prospara orașului Buzău. La sosirea echipajului de descarcerare și ambulanță Zmurd, în autoturismul Dacia era o persoană încarcerată, care din păcate era decedată. S-a acordat ajutor medical celorlalte trei persoane rănite în urma accidentului. Șoferul mașinii de teren a fost testat cu aparatul Dragger, care a arătat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Polițiștii au deschis acum o anchetă care să stabilească cu exactitate cauzele producerii accidentului. Conducătorul autoturismului marca Dacia se deplasa din direcția Berca către Buzău și a dorit să intre să alimenteze la stația Peco, moment în care nu s-a asigurat la efectuarea virajului la stânga și a fost acroșat, tamponat de un autoturism ce circula în direcție opusă, regulamentar. Din eveniment a rezultat decesul unei persoane și rănirea altor două. Întreaga scenă a fost surprinsă și de camerele de supraveghere ale benzinăriei, imaginile putând fi un ajutor și în ancheta poliției.